Din cauza modificărilor apărute în cererile pentru ajutorul de încălzire prin hotărâre de guvern, formularele încă nu au putut fi ridicate de către beneficiari până în acest moment. Pentru cei care folosesc energia termică, formularele sunt distribuite de către Direcția de Asistență Socială prin furnizorul de agent termic către asociațiile de locatari. Beneficiarii de ajutor de căldură care se încălzesc cu energie electrică, gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibil petrolier vor ridica formularele de la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Gloriei numărul 21, din spatele gării Giurgiu Nord. În prezent, cererile și declarațiile pe proprie răspundere sunt la tipărit luni, pe data de 21, urmând ca să le ridicăm. Tot luni încercăm să le distribuim prin furnizorul de energie termică, care la rândul dumnealor le vor distribui asociațiilor de proprietari, iar celelalte categorii de persoane care folosesc pentru încălzire energie electrică, gaze naturale, cărbuni, combustibil petrolier, vor începe să primească cererile, mai probabil marți, începând cu data de marți, 22 octombrie. Importantă în primirea ajutorului de încălzire este și data la care este depusă cererea la Direcția pentru Asistență Socială. Aș vrea să mai specific faptul că persoanele care depun cererea până pe data de 20 ale lunii primesc ajutorul cu luna în curs, iar cei care depun cererea după data de 20 ale lunii vor primi ajutorul cu luna următoare. Formularul de cerere și declarație pe proprie răspundere va fi pus la dispoziția solicitanților și în format electronic pe site-urile primăriei, al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, dar și al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.